v-am regăsit, dragii mei! Profilul femeii puternice este predominant de dorința permanentă de a se autodepăși, de a înfrunta obstacolele. Responsabilitatea de care dă dovadă o face să-și asume fiecare acțiune pe care o întreprinde pentru a-și atinge țelurile, scopurile și, bineînțeles, obiectivele. Una dintre lecțiile cu care am crescut este să rămâi mereu sinceră cu tine. De aceea, atunci când sunt atacată pe nedrept, nu acord nicio importanță subiectului pentru că știu cu adevărat cine sunt. Spunea asta Audrey. Ei bine, mai mult decât atât, astăzi m-am gândit să vorbim despre puterea feminină și curajul pe care îl are o femeie de a înfrunta orice obstacol. Și astăzi aleg să mă alătur la o discuție frumoasă, pentru că am un exemplu de femeie puternică pe îndrăgită artistă, frumoasa doamnă Margareta Clipa. Câte atribute! Pe care le meritați pe deplin. Mulțumesc, ești drăguță! Doamna Margareta, avea dreptate Audrey Hepburn când spunea că dacă știi cine ești, nu dai nicio atenție celui care încearcă să te atace? Cine nu are valoare, nici nu trebuie să o aibă. Cine nu știe ce valoare are, nici nu trebuie să o aibă. Ce frumos ați spus! Și eu sunt de aceeași părere și m-am gândit că această introducere, cum ați spus și noastră, este atributul perfect pentru această ediție în care dumneavoastră sunteți prezentă în fața celor de acasă, iar pe mine mă onorează și mă bucură prezența în emisiune. Mulțumesc de invitație! Nu o să vă întreb pentru prima dată ce faceți, pentru că doamna Margareta Clipa ne-a învățat de fiecare dată că este pozitivă și optimistă, mai mult pozitivă, așa că aș vrea cu acest pozitivism să mergem pe tot parcursul emisiunii și să ne spuneți pentru început de unde vă vine această energie și cum depășiți chiar și obstacolele mai puțin ușoare, să spun așa, din viața dumneavoastră. Vezi tu, eu m-am născut la țară. Și acolo aș putea spune că tot ce am învățat să lucrez, să cânt, a fost o lecție pentru viitor. M-am călit în așa fel încât atunci când dau de greu să pot să-l depășesc și de fapt viața este o provocare și noi trebuie să le facem față tuturor provocărilor. Care considerați că a fost cea mai mare durere, pierdere sau obstacol pe care l-ați avut fie în copilărie, adolescență sau adult fiind? Pierderea cea mai mare este atunci când pleacă părinții. Și ai mei au plecat. Și așa că atunci este o durere pe care nu se poate măsura cu nimic. Mai cu seamă că tatăl meu a murit într-un accident de mașină și atunci durerea a fost și mai mare. Pentru că s-a întâmplat de la vârsta de 62 de ani, destul de tânăr, încât pe mine m-a marcat foarte mult. De asta eu le ridic slava la ambii părinți și am o legătură cu satul, cu lumea satului și cu cei care sunt în... dincolo. Spuneați de tată că l-ați pierdut în accident și a fost o durere destul de mare. Iar mama? Mama a avut probleme reumatice și ea s-a dus destul de repede, dar de fiecare dată mama a avut grijă, 5 copii am fost, suntem doar 4 acum, a avut grijă de fiecare dată să nu ne lipsească nimic și s-a sacrificat pentru noi să creștem frumoși, să învățăm și asta ca să fim oameni în lume și să nu-i facem de râs niciodată. Cu siguranță v-ați iubit ambii părinți în egală măsură, dar relația mai apropiată cu cine era? Cu tata. Fata lui tata, cum e vorba. Cu tata, da, deși era o leacă mai strâns la bani, dar reușeam să-l conving să dea pentru ceea ce-mi trebuie. Considerați că bogățiile vieții și amintirile pe care le aveți din copilărie sunt cele care provin din educație și clipe de neuitat exact. Sau cele financiare? Nu, no, ce financiar? Pe noi părinții ne-au crescut cu ce au vândut de pe lângă casă și ne-au purtat la școli. Care bogăție? Bogăția este educația. Cei 7 ani de acasă, asta este bogăția. Acolo se formează caracterul. Oricât de mare om ai fi,
oricât, orice profesie vei, poți să ai, dacă nu ai caracter, se observă. Spuneați puțin mai devreme că ați fost 5 frați. Cum era relația și cum împărțeați bunurile, dulciurile și cadourile pe care le primeați? Ce vorbești de cadouri? Care cadouri? De Crăciun, că tot au trecut, iată, sărbătorile, am intrat în anul acesta, 2021. Să-ți spun că noi ne făcea brad, dar în brad se puneau niște bomboane, clasicele bomboane, care până de Crăciun, în 3 zile, se mâncau toate. Cadourile noastre erau când ne cumpăra de îmbrăcat înainte de a pleca la școală, nu înainte de Crăciun sau de Anul Nou. Astea erau cadourile, pentru că na, noi am trăit alte timpuri, nu ca acum să facem în permanență, sau nu în permanență, la sărbători, fie la de Sfântul Nicolae, de Crăciun, de Anul Nou, de toate sărbătorile, mă rog, fel de fel de cadouri. Este frumos că am ajuns așa vremuri încât avem de toate și putem să oferim celor dragi cadouri. Un sfat de la părinți sau o povață pe care ați învățat-o și care v-a fost de ajutor în viață? Vă amintiți, doamna Margareta? În primul rând, mama a fost foarte atentă cu noi, fetele, și ne-a spus de fiecare dată să aveți grijă de voi, fetele, pentru că norocul, dacă o trecut, trece. E bun trecut. Să aveți grijă cu cine relaționați, cu cine vă întâlniți și cumva să nu facem de râs. Era grija aceea vis-a-vis de fete? Fata trebuie să se mărite fată mare, într-un cuvânt spus. Deși era un subiect tabu pe vremea aceea. Da, da, așa era vremea. Tu trebuia să intri în biserică fată mare. Și de fiecare dată pe noi ne-a lăsat la toate clăcile, balurile, horele satului, chiar dacă eram curtate de băieți, luate de acasă, aduse acasă, mama n-avea grijă, pentru că știa ce fete are. Acum vremurile s-au mai schimbat, considerați că poate ar fi fost bine ca în prezent să se meargă pe același principiu? Dacă e să ai noroc, ai noroc oricum, indiferent de ce principiu. Dacă e să ai o educație și să mai lași de la tine, că dacă nu lași de la tine, orice relație se poate strica. Noi venim, trebuie să ne acceptăm și cu părțile bune și cu părțile rele. Se spune că părinții îți dau viață, mama, respectiv naștere, însă norocul ți-l faci singur. Sau ți-l faci singur. Credeți în destin? Cred. Eu cred în destin și mulțumesc părinților că mi-au dat o educație bună, mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a hărăzit cu glas. Aș merge mai departe și să vă spun că ați fost crescută de bunici, bunici care ulterior au, bunica de fapt din partea mamei, care ulterior au dispărut, aș spune între ghilimele. Nu am fost crescută de bunici. Nu. Bunica. Eu din partea mamei. Când m-am trezit, când m-am născut, o singură bunică mai aveam, pentru că bunicul nu s-a mai întors de pe front. Unul dintre ei a murit de tifus. Și eu nu mi-am cunoscut decât o bunică, pe care la un moment dat am crescut mai mare și mă duceam eu și o ajutam. Noi copiii... Bunica din partea mamei. Da. Noi copiii ne-am crescut unii pe alții. Mama fiind tot timpul acasă, părinții fiind acasă, tata se ducea cu treburile de bărbat, mai tăia lemne, mai așa, dar am crescut pe perioada colectivizării și am avut ce face, slava Domnului. În primul rând, părinții mei au crescut animale, păsări, și așa că și pământ aveau la ceape. Așa că copilăria mea a fost una foarte frumoasă, dar și foarte muncită. De asta am spus la început că m-am călit muncind. V-ați responsabilizat încă de copil? A responsabilizat mama. N-am avut încotro. Pentru că aproape eram singura... Noi fiind la 2 ani, ultima care am rămas acasă am fost eu, cu toate grijile, cu toate problemele casei, în condițiile în care tata era plecat, iar mama era destul de bolnavă și trebuia să am grijă și de sănătatea ei, mai cu seamă că mai mergea și în spital. Și eu trebuia să rămân cu casa. În același timp trebuia să și învăț, pentru că făceam naveta la Rădăuți și nu a fost atât de greu, pentru că eram învățată, dar nici foarte ușor ca un copil care se naște, s-a născut la oraș și care n-avea de făcut ceea ce faceam eu la țară.
Nu m-am plâns niciodată și nu mă plâng, de asta mi-e ușor când am diverse obstacole și trec cu ușurință peste ele. De asta sunt un om optimist și vesel. Pentru că ați cunoscut și greu, a știut să-l acceptați și de fiecare dată să-i găsiți rezolvare. Nu m-am victimizat, că nu-mi place și nu-mi plac cei care se victimizează. Mie îmi place să găsesc de fiecare dată soluții de rezolvare a tuturor problemelor. Și există pentru fiecare asta? Există, numai să vrei. Ce frumos! Doamna Margareta, în perioada aceea copilăriei, că tot am abordat acest subiect, v-ați cunoscut și omul care avea să vă devină jumătatea sufletului, deși la perioadă lungă de timp, dar ați copilărit și ați crescut împreună. Am jucat pe la baluri, pe la hore, el era cel mai râvnit băiat de fete, pentru că juca foarte frumos și era și frumos. A fost dragoste la prima vedere? Da. Ne-am întâlnit când eram copii cu animalele, pe la undeva, pe o pajă, știi. Da. Însă drumurile dumneavoastră s-au despărțit, să zic așa, pentru o perioadă în care artistul Margareta Clip a urmat să-și urmeze cursul frumos profesional, cariera. Da, eu întotdeauna am pus pe primul plan ceea ce mi-am dorit să fac în viață. Așa că mi-am dorit să cânt, asta nu înseamnă puțin lucru, mi-am dorit să devin un nume pentru Bucovina și pentru România și sper că în mare parte am reușit, așa încât dacă pe primul plan au fost cântecele și ținuta vestimentară, că și asta înseamnă foarte mult, și cum te prezinți în fața publicului, nu și cântecele, am căutat de fiecare dată ca pe un timp de la un interval de 2 ani, 3 ani să scot un alt material. Asta înseamnă muncă, asta înseamnă să te preocupe ceea ce faci și să găsești cea mai bună formă de a te exprima și orchestra cea mai bună și cel mai bun dirijor care să te înțeleagă și să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. Eu, în profesia mea, n-am lucrat de una singură și trebuie să mulțumesc multor oameni care au făcut parte din planurile pe care eu le-am pus, adică din, nu vreau să spun proiect, pentru că pentru mine nu există cuvântul ăsta în ceea ce fac, ci doar eu îmi propun să fac un material și atunci trebuie să găsesc un dirijor, trebuie să găsesc un compozitor sau chiar și un textier și în tot ceea ce întreprind ne consultăm în așa fel încât eu când ajung în fața orchestrei pentru repetiție și pentru înregistrare să știu ce am de făcut. Și fac. Știi cum sunt eu, așa ca o... sunt așa ca o răchită sau o salcie, mai bine zis, care se unduiește, se îndoiește, dar rămâne întotdeauna stăpână pe situație, sigură pe ea. V-a fost alegerea contestată de către părinți în a viza poate mai mult cariera decât crearea sau întemeierea unei familii? Nu. Vezi, talentul este divin, te naști. Fiecare om vine pe pământ cu un scop anume. Dacă știi să te dezvolți, dacă știi care ți este misiunea, mergi mai departe și cauți întotdeauna soluții de promovare și de maximizare a talentului tău. Pentru că altfel vei fi în permanență nemulțumit de ceea ce faci. Eu niciodată nu m-am comparat cu nimeni. Eu mi-am propus ca fiecare zi să difere una de alta. Dacă ieri a trecut, trebuie să mă gândesc ce fac azi și ce voi face mâine, în așa fel încât tot ceea ce mi-am propus să fac, să ajung să ajung la un rezultat frumos, la un final în care să-mi asigure oarecum succesul pe care fiecare și-l dorește. Dar există în sufletul dumneavoastră o dorință ascunsă, nematerializată? Nu. 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 Eu, în general, ce fac, arăt. Chiar și atunci când sunt lovită, de regulă nu reacționez pentru că mă încarc negativ. Și nu-mi doresc ca atunci când ajung acasă... Adică nu răspundeți provocărilor. Nu răspund provocărilor pentru că îmi strâng ziua. Eu nu reacționez pe moment, se adună multe lucruri și atunci prefer să am o discuție față la față
să ne spunem, ca fiecare om, să ne spunem ce avem de nespus și să mergem mai departe. Fiecare om își are drumul său. Dacă nu-și cunoaște menirea și nici drumul, înseamnă că acei oameni devin nemulțumiți de ei pentru că ei nu și-au descoperit scopul și nici menirea și nici nu-și doresc să facă ceva și trece timpul pe lângă ei și ajung la niște ani în care n-au făcut aproape nimic. Știi că un nume se face până la 40 de ani. După 40 de ani lucrează numele pentru tine. Și talentul nu este suficient. Pentru talent îți trebuie pasiune, rigoare, seriozitate, sinceritate, multă muncă. Nu toți cei care sunt foarte talentați, dacă nu muncesc, vor face performanță. Vor face performanță doar cei care se ocupă în fiecare zi. Iar bucuriile și fericirea este atunci când tu le obții în fiecare zi. Între ordinar și extraordinar este extra, acel extra, când tu trebuie să te autodepășești, ca în fiecare zi să faci mai mult decât ai făcut ieri și mâine și mai mult, în așa fel încât tu să-ți demonstrezi că poți să faci din tine, să scoți din tine tot ceea ce este mai bun, să te dăruiești. Că la un moment dat, în calitatea pe care eu am, nu mai aparțin mie, eu aparțin unei zone, eu aparțin publicului, care, bineînțeles, are așteptări de la mine. Și nu vreau să-l dezamăgesc. Dacă ajungem la o vârstă când e vârsta înțelepciunii. Așa că trebuie să gândim ca niște oameni maturi care avem experiență, experiența vieții, a scenei și că nu trebuie să reacționăm ca niște copii. Trebuie să reacționăm ca niște oameni mari care am demonstrat prin ce am făcut că merităm atenție și merităm ca lumea să ne respecte pentru ceea ce facem. Dar știi că și respectul se câștigă, dar se câștigă tot prin muncă și seriozitate. Deși sunteți foarte tânără, sunteți între ghilimele o tânără foarte pensionară. Da, sunt foarte tânără pensionară. Ați lăsat loc și altora care vin din urmă pentru a se afirma? Sau? Asta este în interiorul fiecărui. Indiferent că eu le dau sfaturi, indiferent că eu mă ocup de cineva, dacă e de la Dumnezeu, Dumnezeu dă la fiecare câte ceva, numai nu la fel și nu odată. Așa că poți să faci tu ce vrei, să te consideri că ești cel mai mare și cea mai mare cântăreață, dacă nu demonstrezi, dacă nu muncești și nu demonstrezi prin ceea ce faci că ești bun, degeaba îți spui tu că ești bun și degeaba în jurul tău radiază că vai, cine ți-e în fața mea, nu. În general, oamenii de calitate și de valoare nu-i auzi, nu sunt atât de vocali. Nu se fălesc. Ei mai mult îți demonstrează prin cântec cine sunt, dacă e vorba de cântec. Eu am un crez, cine pătrunde în codrii multiseculare ai folclorului nostru și eu un toiac bun de drum și o traistă cu merinde, îi vine din când în când să se așeze pe o puturugă la marginea pădurii și cu fruntea rezemată în mâini să îngâne. Ardă mi-te-ar codru tes, văd bine că s-a ales, din tine să nu mai ies. Ești ispitit să nu te mai oprești pentru că noi avem Hora, Doina, Dorul, Colinda și Plugușorul și avem și o limbă sfântă, unii o plâng și alții o cântă. Ce frumos! Da, ăsta este crezul meu pe care de fiecare dată eu îmi doresc să-l spun pentru că mă reprezintă. Și mai nou, tot așa în scrierile mele, că eu acum din nou compun, din nou umblu prin culegerile mele de folclor, am găsit așa ceva scris frumos. De-aș trăi ca Miorița, nu mi-ar mai tăcea gurița și-aș urca picior de plai și-aș cânta gură de rai. Frumos! Foarte frumos și cu adevărat niște cuvinte mărețe. Și vă mulțumesc că, uite, chiar am cu adevărat ce să învăț, deși emisiunea este atât de scurtă și nu mă pot bucura suficient de prezența noastră și de sfaturile pe care mi le dați și mie. Aș vrea să vă întreb, poate dacă l-ați avut și este timpul, nu știu, e el cel mai mare dușman al dumneavoastră, timpul? Nu. Nu.
eu am ce face cu timpul, chiar dacă trece foarte repede, îmi scriu de fiecare dată, aproape în fiecare zi, ce fac astăzi. Asta e deja organizare prea mare. Da, să știi. Ajungi la o vârstă când trebuie să te organizezi, pentru că altfel nu reușești să duci la capăt ce ai de făcut. Eu sunt un om riguros, dar dacă n-aș scrie, aș mai și uita. Că e și vremea când la o anumită vârstă și uităm. Da, uitarea e normală, dacă n-ai fi, ea, ne-am încărcat cu toate în gânduri. Da, este firească. Tu ești tânăr, ai tăți neurone, a mea e mai plecat. Mai uiți și eu, doamna Margareta. Bine că nu ești pe scenă să uiți textele, că atunci ești nevoit să le compui pe loc. Vi s-a întâmplat asta, apropo? Da, mi s-a întâmplat. Și cum ați improvizat? Cum a ieșit doamna Margareta clipa pe scenă, în fața publicului, atât de frumos încât să nu se simtă? Nu mă întreba, că am făcut versul pe loc, nu mă întreba ce am cântat. Să-ți mai repet ce am cântat? Niciodată. Oricum, scena este pentru mine ca un altar. În fața microfonului și a morții ești singur, nu te ajută nimeni. Totuși, scena nu este loc de compromis. Dacă în scenă noi suntem cu dirijorul și cu o orchestră întreagă, e o mare responsabilitate. Tu care ești în fața microfonului, tu îi reprezinți pe toți, fiecare într-o echipă, noi formăm o echipă. Nu trebuie să știe nimeni ce există în culise. Nu trebuie să știe că ăla s-a certat cu ăla la altul. Nu, astea sunt lucruri care nici nu trebuie povestite. Pe scenă, așa cum pentru preot reverenta este în altar, așa și pentru noi scena, microfonul și reprezentarea noastră trebuie să fie așa cum o mare seriozitate, așa cum este și pentru preot altarul. Altarul nostru este, într-un cuvânt spus. Sunteți dovada vie că reprezentați femeia puternică. Dar care sunt momentele dumneavoastră de slăbiciune? Când sunteți poate acasă, într-un moment de liniște, de contemplare, dacă vreți, în care plângeți? Plâng atunci când nu pot să mă exprim, nu pot să dau răspuns la provocări. Și mai bine să mă răcoresc să plâng decât eu sunt o fire foarte tăioasă. Foarte multă lume mă acuză pentru faptul că sunt deschisă, directă și mă caracterizează franchețea. Pentru mulți nu le place lucrul ăsta să audă adevărul. Însă eu, pentru cei care am experiență și pot să spun și să dau un gir pentru cei care vor să îmbrățișeze această profesie. Nu le convine la mulți să afle adevărul. Dar să știi că viața începe atunci când noi avem eșecuri. Abia atunci vom ști ce avem de făcut de aici încolo. Pentru că te călești. Și atunci te ambiționează să faci și să-ți demonstrezi ție cine ești și cât de puternic ești. Să nu te lași călcat în picioare de nimeni, de absolut nimeni. Iar eu, acasă, am destule momente când mă relaxez, am animăluțe, am câini, mă plimb. Și când ați plâns ultima dată, doamna Margareta? Nu îmi spune, mă întreba și nu mă întreba nici de ce, că nu o să-ți spun niciodată. De ce nu vă întreb, dar aș vrea să știu când ați plâns. Și să spun mai departe. Mă duc la saună, mă duc să-mi fac masaj, mă duc să fac gomaj. Deci dacă a plâns, trece cu zâmbet prin astfel de acțiuni pe care doamna Margareta le face. Nu vreau să plâng, pentru că în ziua în care eu plâng, am ieșit din ritmul meu normal. Pot să-mi reproșez anumite chestii, dar viața este făcută din bune și din rele și din provocări și noi trebuie să avem puterea și tăria să le depășim, să trecem peste ele. Și mi-a plăcut prea mult fraza aceasta, viața începe atunci când ai avut un eșec. Da. Considerați că dumneavoastră, adică pentru dumneavoastră, viața a început cu adevărat în urma unui astfel de eșec? Au fost momente... Cu siguranță o să-mi spuneți, Lavinia nu mă întreba care a fost acela. Nu, au fost momente când mi s-a reproșat ce-i cu cântecul ăsta, la, zi Vasilezei, tot așa soție, ce-i asta e cântare? Da, eu cred că este o cântare foarte frumoasă. Ce numai cântarea asta știi să o cânti? Nu, asta a prins foarte bine și dacă n-aș cânta-o, n-ar ști lumea oriunde nu m-aș duce, mi-o cere, chiar dacă eu o pun în al doilea sau al treilea program, eu voi cânta acest cântec zi, Vasile zi, pentru că este cântecul meu de referință și acest cântec mă reprezintă
Și mai mult decât atât, place la foarte multă lume și îl cântă foarte mulți cântăreți. Și la orice petrecere și la orice eveniment. Și pentru că dumneavoastră mi-ați ridicat-o la fileus, abordând acest subiect și vorbind despre această melodie, aș spune un șlagăr, spuneți-ne povestea lui, povestea lui Vasile și de ce ați făcut acest cântec. Ca să-ți spun povestea lui Vasile. Orice interpret trebuie să aibă un șlagăr să-l reprezinte, să știe asta este Margareta. Prin ce? Când a cântat Zi Vasile Zi, este Margareta. O reprezintă. Sunt puține șlagări în România. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Și sunt puține diferențierea aceasta dintre artiști în România. În ceea ce au. Nu știu dacă cineva face o departajare în funcție de șlagăr, dar dacă tu, ca și solist, ai reușit să aduci publicului un cântec frumos care să te reprezinte, înseamnă că ai spus ceva. N-ai trecut ca găsca prin apă, cum se spune. Ei, și acest cântec se cânta instrumental la toate nunțile, la toate evenimentele. Eu l-am auzit la o nuntă, bineînțeles. Și atât am cochetat cu el, pentru că n-a fost chiar atât de ușor să faci textul. Păi zi, Vasile, zi, tot așa soții, să rimeze, pa! Nu-i metrică de 8. Înțelegi? Și atunci lucrează Margareta și lucrează și lucrează și într-un final am reușit să fac acest cântec și l-am înregistrat și nu o dată, de două ori. O dată l-am înregistrat cu un grup de la Orchestra Folclor, cu Anatol Golomos, un grup dirijat de țambalistul Anatol Golomos și mai nou, ca să-i dau o altă haină datorită sound-ului, am înregistrat cu Orchestra Lăutare din Chișinău. Așa că și trebuie să-i mulțumesc și maestrului Nicolae Botgros. Și fiindcă am ajuns la capitolul dirijori, vreau să spun că eu am colaborat cu foarte multe orchestre. În afară de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu din Suceava, unde eu am lucrat 39 de ani, aproape 40 de ani, și unde am scos cântece frumoase împreună cu... Vreau să vă întrerup, dar vreau să luăm puțin pauză ca să nu trecem la subiect, că ajungem imediat și la dirijori. Dar eu mă întreb cine este Vasile, de ce n-a fost Gheorghe, Ion? Dintr-o întâmplare. Să știi că nu este un anume cineva Vasile. De ce Vasile? Pentru că eu la acest cântec am avut mai multe variante. Zii mei din Itraș, zii din Fluieraș, Clavară Țoi Dacaș. Și când m-am dus să registrez la Chișinău, prietena mea, Zinaida Julia, fiindcă noi ne întâlneam de fiecare dată când eu mergeam la Chișinău, am spus, fiind, uite, eu am venit să înregistrez. Dar ea, stând la masă, împreună, la ea acasă, am zis, ce înregistrez? Și am pus ce înregistrez. Și ce text ai la asta, la asta, la asta? Uite, la cântecul ăsta am textul ăsta. Și cu diminutive, cu fluieraș, cu dunghetraș, cu nu știu ce. A zis, și cu diminutivele astea? Zăi, Vasile, zăi! Ea zice. Și ia zi Vasile zi, tot așa soții, că așa-i place inimii, împreună am făcut prima strofă și refrenul care a curs la celelalte două strofe. Și care s-a potrivit mânușa. S-a potrivit și trebuie să spun așa, deci îi datorez o parte din succesul pe care al textului, este și în acest text este și Zinaida Julia. Și tot dânsa a fost părtașă, să spun așa, la succesul piesei cu Șar mai be, Gheorghe mai be? Nu, deci numai la acest cântec, nu, pentru că asta a fost și, și mi-a spus așa, fii atent aici, dacă tu nu-l cânti cum trebuie, o să-l cânt eu. Și atunci va ridica din nou provocarea încât dumneavoastră să îndepliniți misiunea, că tot vorbeam de misiuni și că fiecare o mare misiune pe pământ. Da, așa este. Eu recunosc, așa am recunoscut și am și spus de fiecare dată că n-am lucrat și nu lucrez de una singură, de aceea dăm voie să le mulțumesc la maestru George Sârbu, care eu când am venit la ansamblu Ciprian Porumbescu, am spus că numai acolo am lucrat, a fost mentorul meu. Nu multe m-a învățat, dar ce m-a învățat mi-a intrat în cap. Să-i mulțumesc și primului meu director, Nistor Dominte. Și după aceea am continuat. Deci au fost și alte provocări. S-au deschis granițele, am venit și am... Primele întâlniri miraculoase au fost acestea, care oamenii despre care ați spus mentori, da. Maestru George Sârbu, da. Care a fost părtaș până la urmă la acest destin frumos. Da, da, da. Eu când am venit la ansamblu Ciprian Porumbescu, ca să o spun pe aceea dreaptă, n-am sperat că voi intra așa de ușor, prin concurs, bineînțeles. Cred că am avut o șansă că erau mulți bărbați ca soliști și puține fete.
Însă, după 2 ani de zile, am intrat, a fost bine, am cântat. După vreo 2 ani de zile am făcut primul meu disc la Electrecord, împreună cu maestru George Sârbu. A fost bine și foarte bine, că pe timpul acela nu oricine reușea să facă înregistrări, pentru că erau cu comisii, care melodie ți-o aprobă, care nu. Și am venit cu toată echipa la Electrecord, cazare, masă, băutură și câte altele. Ce trebuia la o echipă întreagă. Cheltuială, cu alte cuvinte, ce să mai la deal la vale. Și am înregistrat împreună cu orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu, împreună și cu maestru George Sârbu, 2 discuri la Electrecord. După care am înregistrat la Chișinău cu orchestra Mugurel, dirijor Ion Dascăl, cu orchestra Folclor, dirijor Petrică Neamțu, cu un grup de la orchestra Folclor dirijat de Anatol Golomoz, cu orchestra Lăutare dirijată de Nicolae Bodgros. Mai doamna, nou, așa, cu orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijor Mihai Amihălăchioi. Doamna Margareta, dați-mi voie să spun un termen, nu știu dacă e foarte potrivit. Dumneavoastră ați vânat să ajungeți pe culmile acestea ale succesului, să vă alegeți, dacă vreți, dirijorii, orchestra cu care să imprimați? Că poate nu sunt toate întâmplătoare, de asta vă întreb, ca să le arătăm și celor de acasă că nimic nu e întâmplător în viață. Nu. Succesul nu se vânează. Succesul se face în fiecare zi. Tu în fiecare zi trebuie să lucrezi. Dați-ne și nouă un motiv pentru care putem face succesul zilnic. Fericirea și succesul se compune din bucurii mici. Eu, dacă mi-am propus să fac lucruri, în fiecare zi o trebuie să fac câte ceva. Poate nu chiar toate mi-au reușit, dar în proporție de 80% am reușit să le fac. Am stârnit invidie în jurul meu și este firească și o înțeleg. Asta este pentru că mulți se compară cu cei mai buni și dacă ei nu reușesc să facă succes, înseamnă că ei vor deveni bârfitori, vor deveni răi. Și vor deveni oameni cărora viața trece pe lângă ei, neavând succes. Oamenii nu sunt împliniți. Și nu oricine face performanță, că trebuie să faci și performanță. Să-ți maximizezi posibilitățile și harul cu care ai fost înzestrat de către Dumnezeu. Cred că una din marile greșeli ale oamenilor este comparația. Exact. Dacă tu te compari cu cel mai bun, ăla a făcut succes pentru că este cel mai bun și în fiecare zi el face câte ceva pentru a ajunge în vârf. Eu nu m-am comparat cu nimeni. Eu doar mi-am propus să fac lucruri cu care să fac succes. Eu niciodată nu m-am compromis în sensul de a aduce pe piață cântece care nu țin de folclor, care nu țin de vatra satului. Totul autentic ați păstrat. Sunt soliști care de dragul de a se căpătui, de a face avere, aduc melodii și texte ușor îndoielnice. Ori la mine n-ai să găsești așa ceva. Nu știu numărul cântecelor, dar știu că toate cântecele pe care eu le-am scos au un sâmbure de adevăr. Sunt de acolo, de la rădăcină. Aveți mulți prieteni, doamna Margareta? Am prieteni, dar mai puțin din domeniul meu de activitate. În ultima perioadă mi-am ales prieteni în funcție de caracter și în funcție de felul în care lor le pasă de mine și mie îmi pasă de ei. În general, când faci lucruri pe care alții nu le pot face, oamenii care nu pot face lucruri pe care tu le poți face încep să te bârfească de rău, să te bârfească, să te povestească la unii, la alții. Poate dacă știu un secret să îl împărtășească și celorlalți, din păcate. Da, și atunci cel mai bine să ne selectăm oamenii cu care relaționăm în așa fel încât să nu ne așteptăm la surprize neplăcute.
să nu avem surprize neplăcute. Credeți că se poate sau poate lua amploare o prietenie frumoasă și în acest domeniu în care dumneavoastră sunteți, acela de artist, sau nu credeți în prieteniile acestea? Eu nu prea cred în prieteniile și nici în căsniciile în care cei doi urcă pe aceeași scenă, fac același lucru. Nu prea cred. Că la un moment dat unul e mai bun decât altul și intervine... Concurența. Da. Și diferența de... S-au întâmplat cazuri și sunt destule exemple pe care eu nu vreau să le dau, dar le știm cu toții și nu prea cred eu în prietenii, în prietenii din astea, din același domeniu. Eu cred în prietenii care îți pun în fața adevărul și nu-ți laudă nebuniile. Aș vrea puțin să ne spuneți acum cât vă permite interiorul, dacă vreți, și despre jumătatea sufletului. V-a susținut în acest domeniu pe care dumneavoastră l-ați ales în, ce să zic, pasiune și ulterior meseria pe care ați slujit-o și o slujiți în continuare. Da, desigur. Desigur că... Numai că nu s-a implicat și nici nu l-a lăsat să se implice, pentru că fiecare avea drumul lui, treaba lui și... Eu, dacă mai mult stăteam acasă, aveam ce face și ca să stai să împărtășești ce fac eu, însemna și timpul de acasă pierdut. să fie cel profesional. Așa că să știi că întotdeauna cea mai mare bucurie a mea a fost întâlnirea cu publicul. Cea mai mare bucurie a mea a fost întâlnirea cu publicul. Pentru că există un impact vizual, există un limbaj al trupului. Îi vezi pe oameni exuberanți. Oamenii nu mai țin cont când sunt în mulțime, când joacă, când se întâmplă să fie ziua satului, ramul satului. Atunci îi vezi pe fiecare. Cum? Ba unul cu o bere, unul cu joacă, unul... Deci atât de frumoși sunt, pentru că vezi și tu că mesajul tău a ajuns la sufletul lor. Și ei nu mai țin cont. Joacă. Asta înseamnă bucuria ta. Asta înseamnă că tu ai ajuns acolo unde ți-ai propus. Ca lumea să vibreze odată cu tine. Să cânte și să joace odată cu tine. Cât de frumos! Deși nu sunteți mamă, să spun așa, sunteți mamă spirituală, nașă de profesie. Și aveți o legătură secretă cu prenumele acestea, Teodor, Teodora, Teodosie. Da. Spuneți-ne dumneavoastră, doamna Margareta. Hai să spun. Eu am două fiine cântărețe. Să vă trăiască. Mulțumesc. Pe Dana Dăncilă și pe... și pe Gabriela Comăneci. Cu Gabriela am făcut un cântec împreună, de fapt ea l-a făcut și eu l-am corectat și, mă rog, am făcut în așa fel încât să sune frumos și textul să sune tot foarte bine. Dana Dăncilă, când a născut fetița, vrea să-i pună numele Iasmina. Eu, care sunt tradiționalistă și care vroiam un nume de sfânt, de așa, ea a născut-o pe data de 27 sau pe 28 februarie. Aproape de Sfânta Teodora. Teodor, da. Mai zic, a mers cu finul la spital și zic, ce-i Iasmina? Care-i Iasmina? Și cum o să sune Iasmina Poenari? Măi, Teodora. Da, într-un final, că Iasmina, țineau pe-a lor și așa mai departe. Zic, bine, faceți voi ce vreți, eu spun că Teodora se potrivește pentru că fiecare copil vine cu Sfântul Protector. Și până la urmă îmi spune finul, da, i-am pus numele Teodora, da, cu TH, bine, să aibă probleme la școală, să aibă să fie cu TH. Hai, bun, spun și așa, bine că e Teodora. Da, și într-un fel mă bucur din toată inima că ele sunt două fete care cântă foarte frumos. Le-am dat sfaturi cât s-a putut. Dar știi tu un singur lucru? Dacă tu îți dorești să faci, faci. Tata meu avea o vorbă și spunea așa. Găina, ține pui sub cloșcă până prind aripi. După aia îi fugărește, nu, îi fugărește și îi ciuchește. Să-și caute singuri hrana. Cam așa se întâmplă și în viață. Fiecare, după educația pe care a primit-o și după ceea ce își dorește să facă în viață, va face. Și are dreptul la alegeri. Și de dorit ar fi să fie cele mai bune. Dar dacă sunt rele, ai de învățat, știi,
să poți să mergi mai departe, să treci mai departe, că nu e o dramă și nu e o tragedie dacă o alegere nu este bună. Poate a doua e mai bună. Îmi place că de fiecare dată găsiți rezolvare și aduceți un răspuns cât se poate de corect și coerent vis-a-vis și de lucrurile astea care ne încearcă pe noi sau ne dau bătăi de cap în viață. Asta pentru că vreți voi și le băgați voi în cap. Dar lucrurile trebuie luate cum vin și vor pleca tot la fel. Credeți în Dumnezeu, doamna Margareta? Păi cred. N-ai cum să nu crezi. Noi, când am spus mai adineaur, eu cred în Dumnezeu și îi mulțumesc pentru că m-a hărăzit cu glas și am putut să mănânc o pâine albă și am putut să ies în lume, am putut să fiu mai mult decât sunt oamenii de rând, am putut să ajung la sufletul omului cu ce am mai bun, cu cântecul. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc pentru tot ce am primit de la Dumnezeu. Îl mai rugați ceva acum? Să fiu sănătoasă și încă mai am multe obiective de atins, mai am încă mult de cântat, că mulți îmi spun la mulți ani de ziua mea să trăiești 100 de ani. Zic, nu, eu vreau să cânt 100 de ani. Vreau că ai să-i încurci pe alții. Zic, nu, că fiecare are drumul lui. Bineînțeles, e loc sub soare pentru toată lumea și obișnuiesc să spun asta des. Considerați că planurile împărtășite sunt pe jumătate realizate? Obișnuiți să vă împărtășiți planurile sau preferați să le treceți, să le dați rezultat și după aceea? În general, eu m-am învățat că spuneam înainte, vreau să fac cu tare, cu tare, cu tare. Nu mai spun nimănui ce vreau să fac, doar fac. Până oară, acest CD pe care am bucuria să-l prezint și îl prezint de fiecare dată, cu mare bucurie, pentru că el a ieșit în 2020, an de pandemie, CD de pandemie. Vă spun la mulți ani pentru el și nu v-aș spune succes, pentru că m-ați învățat mai devreme că succesul și fericirea vin din bucuriile mici făcute zilnic. Așa. Și dumneavoastră chiar ați muncit la acest album și vă felicit, îl meritați pe deplin. Am muncit. Nu numai cât costă realizarea lui, dar și efortul pe care îl faci. Dar știi, vreau să spun că pentru mine, ceea ce fac nu mă încarcă de energie, nu mă descarcă, fac cu plăcere tot ceea ce fac. Nu mă obosește. Dar care e secretul prin care dumneavoastră știți să vă eliberați de energia negativă? Pentru că și asta este, iată, încă o noțiune de învățare pentru mine și pentru cei de acasă. Ies în aer. Ies la aer. Mă plimb. Cântați? Se spune că și cântecul îți ia din energia negativă. Doamne! Trebuie să-ți spun ceva. Vă rog. Pandemie, nepandemie, eu unde stau, am un teren de sport și pe perioada pandemiei, dacă nu aveai dreptul să ieși decât în perimetrul casei, am ieșit pe terenul de sport. Eu am câte 10 ture, mers. După care parcă furam ceva și mergeam mai departe de casă și fac câte o oră, 40, 2 ore de plimbare, de mers mai degrabă. Kilometri, câțiva kilometri pe jos. Da. Și acum eu lucrez la un cântec foarte frumos, o melodie extraordinar de frumoasă. Cu telefonul după mine și am făcut o strofă cât am mers pe drum. Am venit acasă, dar tot așa, cântam, nu cântam, ori cântam, cine mă vedea pe mine, dar știi lumea cine sunt, mă vede toată ziua. Și cântam și cu telefonul înregistram, ca să nu uit până acasă. Mi-a ieșit un cântec atât de frumos. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte acum ce... Pentru păi că nu problemă că la capitolul următor, dacă tot ne-ați vorbit azi de succes, fericire și cum vă încărcați pozitiv, data viitoare o să vorbim despre cânte care se va bucura de un real succes. Sunt convinsă și o să spuneți, Lavinia, păi ăsta l-am scris când eram pe terenul acela, de mers pe jos. Da. Asta fac eu. La un moment dat, când simt că am epuizat oarecum, nu mai am atâta resursele putere. Sau nu, mai... Nu, și nu mai am putere de concentrare. Că de fapt asta este, nu mai ai putere de concentrare. Vezi că la vârsta mea mă mai trezesc și noaptea și mă uit în culegerile mele de folclor. Mai am cărți și citesc cărți. Așa că pentru mine este... Am ce face de fiecare dată. Am ce face de fiecare dată, nu mă împart așa de bine timpul încât să le pot face pe toate. Dar nu îmi propun multe lucruri să fac. Îmi propun lucruri care se pot realiza într-o zi.
Și mulțumesc lui Dumnezeu de fiecare dată că mă scol sănătoasă și mă culc sănătoasă și că am făcut lucruri care mi le-am permis și am putut să le fac. Știu că trebuie bine să ne trezim în fiecare zi și să mulțumim pentru binecuvântări, da? Se spune că și asta te descarcă de o energie negativă, că atunci practic mulțumești și universul îți răspunde cu ceea ce tu îi oferi. Exact. Da, eu să știi că poate contrar vorbelor care se spun că eu sunt o persoană doamna dură, Margareta, dați-mi să fac o paranteză. Da, poate este asta, pentru că omul pune etichetă fără să te cunoască, dar dumneavoastră sunteți o apariție. Eu, de exemplu, n-am avut sentimentul acesta când v-am întâlnit. Să-ți spun un lucru. Eu nu ascult de nimeni cum te caracterizează pe tine sau pe X sau pe Y sau pe Z. Până nu cunoști. Eu vreau să mă conving singură. Degeaba fiecare om te poate vedea în felul său. Tu poți să-mi descoperi calitățile mele, altul poate nu mi le poate descoperi. Da. Orice mod de exprimare, unii înțeleg fiecare în felul lui, în funcție de cât a acumulat în viață, în funcție de pregătirea pe care o are, în funcție de dezvoltarea personală, care, dacă a avut-o și dacă n-a avut-o și a făcut-o pe parcurs, înseamnă că el te înțelege, te va înțelege foarte bine. Motivul pentru care și de multe ori, prin experiența pe care o ai și prin câte ai trecut, prefer să mergi mai departe și te gândești, misiunea mea și rolul meu este nu să lămuresc lumea sau să mă contrazic cu ceva, ci să-mi văd de treaba mea și să cânt eu frumos la lume, că de fapt eu cu lumea vibrez, nu cu cei care sunt în jurul meu, care nu pot să facă ceea ce pot să fac eu. Sunt oameni care nu neapărat că aruncă vorbele, dar spun cu ușurință te iubesc. Se spune că, nu se spune, este o realitate că și florile se ofilesc dacă nu le oferi iubire. Considerați că fericirea este regăsită în iubire, în iubirea de oameni, în iubirea de jumătatea sufletească, în iubirea pentru cei apropiați. Dacă îți spun că eu iubesc tot ce mă înconjoară, este tot o iubire. Iubirea este de mai multe feluri. Dacă e să ne referim doar la persoana dragă sufletului, unii își mărturisesc iubirea prin vorbe, alții o arată prin, arată prin fapte. Și este mai frumos. Degeaba îi spui tu te iubesc dacă nu demonstrezi. Degeaba spui zahăr dacă gura nu se îndulcește. Ori ai spus zahăr. Tu trebuie să demonstrezi prin fapte cine ești, ce ești și cât de mult ții la persoana dragă ție. Care considerați că a fost cea mai mare reușită a vieții dumneavoastră în carieră? Că tot am vorbit de această latură. Eu nu le-aș spune cele mai mari. Consider că rolul meu și misiunea mea și harul cu care am fost înzestrată oarecum sunt aici, pe drumul cel bun. Cum s-ar spune, sunt în trend. Rodul. Da. Cred că n-am trecut cu agâsca prin apă, cred că las ceva în urmă, cântecul care mă reprezintă și care înseamnă totul pentru mine. Dar despre cel mai mare eșec, doamna Margareta, ne puteți vorbi? Chiar și dacă a fost, am trecut cu ușurință peste el. Nu pot să spun că a fost, nu. Durerile mele au fost când am pierdut părinții. Da, și părinții și pe cei dragi și apropiați, că nu numai părinții, despre părinți. Astea au fost durerile, dar despre eșecuri sau despre nemulțumiri sau despre că azi fac mai bine, bine, pot să fac mai rău, ți-am mai spus. Treceți învățăm peste. Învățăm. Învățăm să nu fim ca cei care ne atacă. Învățăm să ne autodepășim. Și să lăsăm în urmă cei mai buni. Ați avut o maturizare sau poate sufletul de copil nu mai era același cum v-ați pierdut părinții? Nu. Nu. Nu am luat lucrurile așa cum vin, pentru că este o trecere. Și moartea este o trecere. Nu s-a întors nimeni de acolo. Așa că toți trebuie să fim pregătiți că nu suntem veșnici. Nu suntem veșnici pe pământ. Dar nu venim în același timp și nu plecăm în același timp. Da. Trebuie să lăsăm în viața urme. De-apoi? Cred. Și în reîncarnare, cred. Cred. Există. Păi, doamna Margareta Clipa, eu sper să ne reîntâlnim atunci și aici o să subliniez și la ediția următoare a emisiunii, dar și în lumea de apoi, după cum am spus. Cred, eu cred. Nimic nu este întâmplător.
toate sunt dirijate de sus. Și dacă suntem dispuși să le primim, le vom primi. Dumnezeu ne le dă. Dar ați întâlnit în viața dumneavoastră oameni care se întrebau oare de ce se întâmplă asta, de ce e lucrul acesta și dădeați un răspuns care, prin care să-i motivați să nu-și mai pună întrebarea de ce și să ia lucrurile așa cum vin? Eu nu mi-am pus niciodată întrebarea de ce. Am făcut în așa fel încât să realizez ceva, nu să spun de ce. Nu m-am victimizat, am mai spus. Eu nu pot să-mi pun această întrebare pentru că nu-mi place să fiu victimă, nu-mi place să mă victimizez. Îmi place ca tot ceea ce întreprind să duc până la bun sfârșit, fie că voi face succes imediat sau fie că fac mai puțin succes sau fie că nu fac deloc. Altă persoană s-ar fi lăsat intimidată de varianta pe care dumneavoastră vă prezentați, dar pentru mine, mai ales în cadrul acestei emisiuni, mi-ați dat dovada certă și exemplu viu că sunteți cu adevărat o femeie puternică, fapt pentru care nici introducerea emisiunii n-a fost întâmplătoare. Da, mulțumesc frumos. Mă regăsesc. Da. Pe asta pentru că e producător întotdeauna lângă noi care știe ce invitat e potrivit emisiunii. Ne cunoaște și interiorul și exteriorul, știe cine suntem și cum cântăm. Ne știm, altfel nici nu ți-ar spune câte ceva despre mine. La începutul emisiunii spuneați că n-aveți regrete, că n-aveți niciun regret și că ați luat viața așa cum este. Da. Acum, dacă v-aș întreba, există oare regret în sufletul dumneavoastră că n-ați cunoscut, să zic așa, o persoană care să vă ajute? Pentru că ceea ce dumneavoastră ați dovedit e că e realizat pe propriile puteri. Doamne, și dacă m-a ajutat trebuia să fiu tributară cuiva. Și atunci nu mai aveam ambiție să fac eu și tot așteptam ca cineva să mă împingă de la spate. Nu. Eu nu sunt tributară nimănui. Eu tot ceea ce am făcut pe forțe proprii. Eu n-am avut redactor, n-am avut oameni care să mă pună pe post sau să mă cheme sau să facă ceva pentru mine în mod special. Să fiu favorita vreunui redactor, nu. Dar să știi că am avut și momente când vedeam că sunt aceiași interpreți pe timpul când era o singură televiziune, aceiași interpreți la toate emisiunile. Erau favoriții redactorilor. Ei, acum a dat bunul Dumnezeu și măicuța Domnului și Iisus Hristos că ne putem duce la orice post de televiziune și să ne arătăm cine suntem prin ceea ce facem și că nu sunt doar câțiva interpreți pe zone care trebuie să reprezinte o zonă. Ești bun? Arată-te! Nu ești bun? Chiar dacă nu ești bun, tot te arăți. Și cred că publicul este cel mai în măsură să aleagă, pentru că nu suntem toți la fel, nu avem toți aceleași gusturi și așa cum am învățat dintr-o emisiune trecută în care Paul Surugiu spunea, nici toți nu-L iubesc pe Dumnezeu și atunci nici noi nu putem fiecare. Îmi aduc de aminte de dumneavoastră la ultimul spectacol pe care l-am prezentat și ați fost prezentă chiar aici în București. Da. Acela a fost ultimul spectacol pe care și eu l-am prezentat și mi-aduc aminte cu plăcere cum va aștepta publicul și n-am să uit că era o doamnă, zice, toate artistele poartă costumul popular, dar Margareta Clifa se diferențiază. Și vă amintiți de când da, spun? Da, da, știu. Da. Cum a spus? Am venit prima, că am venit la gara și m-am dus, am venit prima, da. Eu, ca și acum, am că totuși dintr-o aici altă zonă, iată, venit aici în capitală și oamenii v-au aștepta cu brațele deschise. Am avut bucuria de a cânta Sectorul 1 acum 2 ani. Da. Doamne, nu mi-am putut imagina. Primăria a organizat spectacolul undeva într-un foișor. Nu mi-am putut imagina că a venit, că va veni atâta lume pentru mine și am fost înconjurată cu atâta plăcere, de-am rămas, am făcut un șoc emoțional, pentru pozitiv. Că n-ați intoxicat poate foarte mult și atunci oamenii normal că se bucură de prezența dumneavoastră. Pentru mine a fost așa o mare bucurie și am zis, Doamne, uite ce răsplată de la Dumnezeu, să vezi publicul că te înconjoară, tu ești în mijlocul lor, ei joacă. Ei joacă și sunt alături cu tine și te sorbesc din priviri și te văd așa cum ești. Oricum, publicul vede orice, în amănunte, te măsoară din cap până în picioare. Asta a fost una din bucuriile mele pe care, și amintirile pe care le am în București. Și sunt de neuitat. Am învățat astăzi ce înseamnă rețeta succesului și vreau să vă mulțumesc și pentru că spuneați în urmă cu ceva vreme că până la 40 de ani omul își construiește numele și după 40 numele trebuie întreținut, să spun așa. Până la 40 de ani lucrez pentru nume și iar numele de la pentru 40 tine. De ani
lucrează numele pentru tine. Cum faceți investițiile în dumneavoastră, în propria persoană, să faceți o investiție cu cap, pe înțelesul românilor? Investiția mea este în cântec, dar și în costumele populare. Deci, acum, în perioada când noi n-am cântat, mi-am luat toate cămășile, verificare, reverificare și am încercat... Ați făcut revizia la ele. Revizia și le-am și numărat, că tot nu știam câte costume am. Dispuneți de? Peste 50 de cămăși populare. Și ce am făcut eu la această cămașă, că am înfrumusețat-o, este... Gulerul, da, aici la Guler, la Bizarău, cum se spune la noi, mai pe române. O cămașă cu mărgele foarte frumoasă. O cămașă cu mărgele de pe timpuri, care este foarte valoroasă. Vreau să zic, le-am luat pe toate la rând și am început să le întăresc ața la mărgele, am început să o înfrumusețez aici, am căutat tot ce trebuia de reparat și le-am reparat pe toate și le-am pus, că eu îmbrac odată o cămașă. Cu mânuțele dumneavoastră? Eu? Cum credeai? Nu sunt stare de așa ceva? E, și atunci mă minunez eu că nu sunt bucuriile zilnice. Păi iată încă o dovadă. Da, mi le fac singură. Mi le fac singură. Ceea ce nu pot să fac singură, mă duc la croitoreasă. Și tot mi le fac. Tot ce mi-am pus în plan, tot fac. Am început cu zâmbetul pe buze. Și am terminăm. Făcut o prezentare frumoasă și terminăm cu zâmbetul pe buze. Dați-mi voie să vă spun că, nu știu, lupa mea și folclorul sub lupă, cum s-a încheiat atât de repede și atât de frumos astăzi, da. Și vreau să vă lansez invitația încă de pe acum. Sunteți așteptată cu brațele deschise ori de câte ori aveți ocazia, plăcerea și să împărtășim aceleași povești frumoase. Eu sper că va intra la suflet discuția de astăzi și am vorbit cât se poate de natural. Să le oferim pe viitor telespectatorilor și nu numai pe viitor starea de pozitivism pe care dumneavoastră ați afișat-o astăzi și ne-ați transmis-o mai ales. Și aș spune o urare, vă rog, așa pe final, de actualitate. Să aveți gust, să aveți miros, să iubiți cei mai frumos, să mâncați cei mai gustos. La asta cu iubitul mă opresc și eu și le spun și celor de acasă că îi iubim și să rămâneți pozitivi, motivați și să ne revedem cu bine o ediție de succes și astăzi la Folclorul sub lupă și nu uitați că în fiecare marți și joi ne revedem pe Etno TV de la ora 19. Pe curând, dragii mei!